Partener de drum, Kia Motors România. Caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să mi-o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Sunt Cristina Șoloc și te invit într-o călătorie fascinantă prin țara ta și a mea. La începutul călătoriei prin România veritabilă, am primit un aparat de măsurat puritatea aerului. Hai să vedem care-s valorile aici. PM2,5 înseamnă particule din noxe, care sunt cele mai periculoase și cancerigene, și PM10 înseamnă particule din praf. Oh, ia uite, suntem în zona portocalie, 88 cu 149. Mergem. Mai târziu am aflat că ni l-a împrumutat tocmai coordonatorul celui mai performant laborator de optică atmosferei, spectroscopie și laseri din România, profesorul conferențiar Silviu Gurlui, unul dintre cei mai valoroși cercetători din țară. Vă mulțumesc foarte mult. Spuneți-mi acum ce aparat mi-a stat mai exact. Da, aici e un aparat relativ simplu pentru măsurarea poluării aerului, așa numitele particule PM2,5, PM10. Și aceste particule, mai ales particule PM2,5, ne afectează sănătatea. De multe ori chiar se ajunge la deces, la accidente cerebrale. Măcar o treime din cazurile accidentelor cerebrale se știe că sunt cauzate de particule astea mici, PM2,5. Limita acceptată pentru PM2,5 este 25, iar pentru PM10 este 50. Văd în aparat niște valori, cel puțin în ultima perioadă, foarte, foarte mici, de câteva unități. Da, așa ar trebui. Astea sunt valori de referință. Foarte frumos, foarte bine. Înseamnă că oamenii de acolo sunt oameni sănătoși. Cercetătorul Silviu Gurlui a dezvoltat în laboratorul de fizică al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași un echipament unic în țară cu care controlează mediul în timp real și vrea să implementeze o hartă cu tot ce se întâmplă în România ca să fim avertizați și să putem preveni dezastrele. Este singurul din țară și puține sunt în lume astfel de echipamente care pot să investigheze compușii chimici, noxele sau otrăvurile, să spunem așa mai direct, din atmosferă, la altitudini foarte mari, la zeci de kilometri deasupra solului, și de a le urmări în timp real, pentru că toate aceste otrăvuri se transformă în timp și devin și mai nocive în funcție de condițiile meteorologice, funcție de alte surse de poluare din vecinătate. Sunt sute de decese în Iași din cauza poluării anual, în creștere din an la an, sunt mii de decese în Ploiești. Măcar în București, spre exemplu, s-au făcut studii și se arată că dacă s-ar scade la o pătrime particulele astea PM2,5 în București, ar crește speranța de viață cu 2 ani. Dar profesorul Gurlui nu este preocupat doar de conservarea mediului, ci și de siguranța clădirilor monument, ca Palatul Culturii din Iași, a cărui piatră de temelie a fost pusă în 1804, odată cu Palatul Domnesc. Clădirea a fost reconstruită în 1906, iar din 2016 arată ca nouă, după o renovare de 8 ani și 26 de milioane de euro. Aici este echipamentul ce l-am realizat pentru a preveni deteriorări în palat. Ce s-a întâmplat cu vitralul? S-a fisurat? S-au fisurat, după cum se vede în partea aceasta, în stânga, în partea de sus, sunt fisurate. Și, practic, de aici am început cercetările să vedem de ce este, pentru că fenomenul este extrem de complicat. În cauza zgomotului din afară, în special. 6 luni a stat cercetătorul Gurlui la palat și a studiat dinamica acestei clădiri somptuoase. Cu folos, pentru că a reușit să dezvolte un echipament, dar mai ales un soft unic în țară, care alertează contra sunetului și oferă acum securitate palatului. Așa a înregistrat și sunetul produs de cutremurul din octombrie. L-am rugat să mă îndrume mai departe prin România veritabilă. Aici în Iași avem un geniu, un copil genial care iubește ceea ce face din suflet și este o perlă pentru Iași. Apoi o să mă îndrum spre Botoșani, acolo unde este o zonă extrem de curată, spre deosebire din Iași. Copilul genial este botoșăneanul Ștefan Bălăucă, singurul elev din România care a luat bacalaureatul olimpicilor cu 10. Medie pe care și-a asigurat-o încă din clasa 9, cu cel puțin o medalie pe an la Olimpiadele Internaționale. Vorbește de la 9 luni, de la 5 ani extrage radicali, iar în 2017 a devenit cel mai tânăr cetățean de onoare al Botoșaniului.
a fost admis la 3 universități străine prestigioase, dar Ștefan a ales să studieze fizica și informatica la Universitatea din Iași. De obicei nu învăț, pur și simplu. Țin minte chestiile pe care le înțeleg, chestiile care mi se par interesante. Cu învățatul propriu zis chiar nu mă laud. Depinde cum înveți. Mi se pare mult mai important să înțelegi, să știi de unde să cauți o informație atunci când nu ai, mai ales că acum avem toată cunoștința umană în buzunar. Dacă ar fi să mă ghidezi spre anumite locuri din România veritabilă, ce alege? Nu aș avea vreun loc mai potrivit decât orașul meu în care am trăit până acum, la Botoșani. Pe la multe din școlile din Botoșani sunt profesori excepționali, printre altele la Palatul Copiilor. Suntem la Cercul de Fizică Aplicată, Electronică și Robotică de la Palatul Copiilor Botoșani, urmat de 150 de copii anual. Copii minune, pentru că aici cresc inventatorii și cercetătorii. Profesorul excepțional Luis Ian Grigore îi transformă în elevi geniali, predând cu pasiune fizica fără formule, doar sub formă de joc. Povestea a pornit când eram eu mic, în clasa a patra. Am avut un prieten mai mare care era învățat la electronică la școală, la un liceu, și m-a învățat și pe mine. A avut multă răbdare cu mine, a fost un foarte bun prieten, din păcate el nu mai este. A murit într-un accident, s-a negat. A 18 ani când a terminat liceul. Și părinții mi-au adus piesele lui și atunci am continuat. Totul îmi explicam fizic, totul îmi explicam pe fenomene, totul are o logică și asta a fost și principiul meu, ca să știu tot ce funcționează, absolut tot. Cum funcționează, nu neapărat formule. Încerc foarte mult să-i atrag și folosesc multe metode atractive, metode noi de învățare, predarea, evaluarea, totul se face cu ajutorul calculatorului și lor le place lucrul ăsta. Copiii concep schema, eu verific, eu doar le explic cum funcționează fiecare componentă de aici, fiecare copil face proiectele lui, dar cele mai avansate participă la concursuri. Iar de 20 de ani, elevii lui câștigă toate concursurile internaționale de electronică și robotică pentru preuniversitari, fiind apreciați și de NASA. Ei au inventat primul robot umanoid din România, brațul robotic, mâna bionică sau roboții de luptă, dar nu și-au brevetat nicio invenție. O să mă întreb, cât are salariul un profesor care predă la Palatul Copiilor? Da, sub 3.000 de lei, cu toate măririle. Cam asta e salariul. Soția mea lucrează tot în învățământ și cel puțin la fel dedicată ca și mine. Am avut multe oferte și să plec și să lucrez la companii private, dar eu prefer să copilăresc în continuare, să fiu copil toată viața. În secolele 19 și 20, la Botoșani a fost o adevărată invazie de genialitate. Aici s-au născut zeci de personalități care au scris istoria în domeniile lor. Una din explicațiile oamenilor de știință este că aici s-au amestecat diverse etnii și rase, iar genetic, acest fapt ar favoriza apariția unor indivizi cu o inteligență superioară, ca Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Iorga, Ștefan Lucian și mulți alții. Bună, scuze că vă întrerup dintr-o ședință foto. Bună ziua și bine ați venit la noi! Cred că eu te știu pe tine, m-ai chemat anul trecut la Botoșani. Da, 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 prin șlagărul nostru, Hai la Botoșani, v-am invitat și uitați că și-a îndeplinit scopul de a vă aduce aici pe meleagurile botoșnene. Anul trecut, 4 cântărețe talentate au realizat cu buget propriu un videoclip de promovare a Botoșaniului prin geniile lui, melodie ce le-a adus milioane de vizualizări online. România veritabilă, nu oameni în locuri, în fapte. Dacă aveți încredere într-o călăuză tânără, eu vă pot arăta câteva persoane pe care am avut șansa și norocul să le cunosc aici la Botoșani. Și una este chiar aici, la casa Ștefan Lucian. Așa am cunoscut-o pe Aglaia Corneanu, o profesoară de arte plastice, care în 4 ani de pensie a reușit să restaureze o casă bătrânească de patrimoniu lăsată în paragină ca să-i o dedice pictorului Ștefan Lucian.
Am adus obiectele pe care le vedeți aici și care au aparținut pictorului Ștefan Lucian din ultimul domiciliu, strada Mendeleev 29. Din opera pictorului, un zugrav și anemonele de la 1908 fac parte din marile tablouri ale lumii. Conducerea Muzeului Louvre din Paris este unanim de acord că un zugrav este cel mai reușit autoportret psihologic din lume. Tabloul e datat 1907. Era deja paralizat de 7 ani. Nicolae Tonița se consideră că este urmașul lui Ștefan Lucian și el este cel care leagă pentru prima dată pensula de mână, rugându-l: Nicolae, leagă-mi, te rog, pensula de mână să mai pot picta. Și Nicolae Tonița leagă pensula de mână. Dar era atât de impresionat tânărul Tonița, încât n-a mai putut rezista, văzându-i chinul, mâna zvâcnea, dureros, fața îi se crispa, a ieșit afară și a plâns după perdea, cum mărturisește, plânsul neputinței. Aglaia Corneanu poate vorbi ore în șir despre eroul ei, dar ea însăși este o poveste veritabilă din orașul cu cel mai pur aer din țară și cu cel mai mult spațiu verde pe cap de locuitor. Botoșaniul este plin de surprize și mi le dezvăluie tânăra mea călăuză, Loredana Călin. Ne aflăm în Flămânzi, pe dealul holmului, lângă cel mai vechi stejar din zona noastră, despre care din bătrân se spune că este de pe vremea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, adică are peste 600 de ani. Wow! Da. Să-l îmbrățișăm puțin. Da. Facem dendroterapie. Pe jumătate de minut. Legenda spune că prin anii 30-40 aici aveau cartierul general Temutul Coroi și haiducii lui, pentru că puteau să vadă în zare până la 30 de kilometri depărtare. Ei, și din acolo, dacă mă duc, mă tem că-i tăt balamucu. Mi s-a făcut pielea de găină. Ce rezonanță are și pădurea, m-a ajutat foarte mult. Nu de puține ori vin aici și cânt, îți dai seama că îmi place să îmi aud vocea zburând printre copacii aceștia minunați. Învățătorul ei din Flămânzi a descoperit talentul. Apoi, sub îndrumarea făuritorului de artiști Ioan Cobulă, armonistul Moldovei, Loredana a câștigat majoritatea concursurilor de folclor. Nu ai voie să vii cu repertoriul decât adevărat și să repui în circulație melodii din colecțiile vechi, pe care toată lumea le-a uitat. Sunt valoarea noastră al românilor pe care noi le-am uitat. Loredana a înțeles foarte bine și în acest moment am lucrat împreună, selectând în colecțiile vechi cele mai frumoase melodii din nordul Moldovei. Și-a luat apoi masteratul în muzicologie la Academia din Cluj și s-a întors acasă, unde, la 25 de ani, este cea mai tânără membră a Orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Oamenii de aici poate înțeleg mult mai bine muzica și mă simt și eu mai bine când îmi cânt sufletul, că sufletul meu este în muzica asta în care am crescut, în muzica folclorică din județul și din zona mea, din Moldova. E greu să te afiri când ești tânăr în folclor? Depinde ce alegi să cânti, depinde ce oameni se uită la tine. Tu ce ai ales să cânti? Și ce oameni ai ales să se uite la tine? Eu aleg să se uite oamenii sinceri la mine, atât vreau. Nu ochesc neapărat un public larg, dar publicul care să se îndrepte spre mine să fie unul sincer și unul care are niște sisteme de valori. Foaie verde și un dudău, șoban, șobanașul meu, șoban, șobanașul meu, mută-ți tână la părău. Foaie verde și un dudău, șoban, șobanașul meu, șoban, șobanașul meu, mută-ți tână la părău. Ca să vin și eu la stână, să șerg brânza n-ai bună, și cașul de saramur și a șobanului gură. Ca să vin și eu la stână, să șerg brânza dacă-i bună, și cașul de saramur și a șobanului gură. Și tu te duci cu oile, îi și mă leși cu vorbile,
cu voi la munte, m-ai lăsat cu doruri multi. Loredana Călin poate zbura singură, deja este cântăreață. Cel mai important m-a învățat, mi-a arătat cum să fiu eu. Este foarte important să nu cânți ca altcineva și să cânți ca tine, ca oamenii să te recunoască pe tine și nu pe altcineva atunci când te aud cântând. Suntem la adevăratul Lacunuferi al lui Eminescu, Iazul Loiești, unde poetul venea cu fratele lui Matei la vânătoare de rațe. Aceste pământuri au fost proprietatea familiei Eminovici până în 1868, când le-a vândut de nevoie. A descoperit povestea Dumitru Zmău în 2007, când a cumpărat locul. Tot acest pământ agricol îi aparținea lui Gheorghe Eminovici. În 1868, Gheorghe Eminovici a dat faliment. În ceea ce a vrut el să facă cu cei 11 copii, i-au secătuit veniturile și atunci a fost nevoie să vândă cele 500 de fălci. Eu am cumpărat în 2007 de la țăranii care erau în zonă și m-am apucat de muncă. Pământul nu este de o calitate deosebită. Sincer vă spun că nu știam atunci valoarea a ceea ce este aici. De aceea ați și construit această statuie? Mie mi-a venit ideea. Am avut chiar o poziție și în familie. Zic, ce mă trebuie ție statuia lui Eminescu acolo? Ce? Fă-ți o statuie a ta. Am vrut să rămână ceva peste mine. Că noi suntem trecători prin viață și în călătoria asta, dacă lăsăm ceva după noi și în afară de copiii mei, cred că este cea mai bună investiție care am făcut-o. Dumitru Zmău a fost șeful poliției rutiere Botoșani, dar de când s-a pensionat, a desțelenit 14 hectare de teren, unde crește sute de oi și vaci ca să mănânce cât mai natural. La 200 de kilometri de aici, tot într-un loc cu aer curat, în apa său, la fel gândește și Simona Drila, o economistă din Bacău, care a sfințit pământul moștenit de la bunici, transformându-l într-o livadă minunată. Am 400 de pruni, 400 de meri, cireși, peri, caiși, gutui, o livadă de 1000 de pomi, ca și număr, și ca și suprafață la smeură, cam vreo 1800 de metri pătrați de smeură. Am încercat să am în gospodărie cam tot ce ne trebuie să punem pe masă, adică un porc, o oaie, un vițel, niște păsări, ca să mâncăm cât mai aproape de sănătos. Toamna eu pregătesc zacusca. Zacusca a mea preferată este făcută din pleurotus. Sunt bureți care cresc doar la fag, la copaci de fag. Eu nu am mai mâncat zacuscă din pleurotus. Înlocuiesc ghebele. Dacă eu am o plantație de pleurotus, atunci mi este mai la îndemână să fac zacusca din pleurotus. Acolo, în acel borcan, aveți pleurotus cu gogoșari. La oțet, cu miere de albini, totul se face la rece. În toate eu pun miere de albini, combinat cu oțetul. Exact cum este și viața, dulce, acrișoară. Și de toate se ocupă aproape singură. Deși are doar 1,40 m înălțime, 40 de kilograme, 3 operații la inimă și 3 copii pe care îi crește singură, Simona are superputeri. Vreau ceea ce fac să fac frumos și bun. M-am implicat în proiectele astea cu costume populare, cu tot ce înseamnă tradiție, obiceiuri, port, mâncare, pentru că vreau să ducem mai departe și să păstrăm deopotrivă ceea ce am moștenit de la bunicii, străbunicii noștri. Un costum popular nu înseamnă o vestimentație. Mie mi îmbracă sufletul și inima. Bună ziua, bună ziua, primiți cu măștele? Primim, primim, cum să nu intrați, vă rog! Blane, de restul de materiale care se dau în gospodării pentru a frumuseța obiceiul de iarnă care se ține după Sfântul Ștefan.
La noi în zonă este obiceiul jocului osului, care este cel mai puternic obicei. Și pe lângă aceasta, noi mergem cu măștile în jurul spatele ursului ca să împodobim și să îndeplinim mai mult acest ritual de anul nou. Diana Albu creează măștile vesele și costumele populare. De 8 ani lucrează cu mama ei, care a și insuflat dragostea pentru tradiții. Dar iubește ceata urșilor încă din copilărie. De aceea ne-a condus 20 de kilometri prin pădure ca să-l cunoaștem pe tata urs. Da, îmi spun toți, tata urs. Ursul Gavril. Nasul, prima ceată făcută de tata. Tata este Gavril în viață. Cam bătrân, nu mai poate el să le ducă. Am preluat eu. Am în jur de 60 de băieți și fete care sunt îmbracă în blenuri. Mai sunt oboșari, ursari, cum le spunem noi, care comandă ursul. Suntem cu toți și la 80, toate vârstele și toate sexele. Și de unde faceți rost de blenuri? De unde le aveți? Majoritatea la mine sunt moștenite. Și am mai luăm de la filială, scumpi și rare. Te poate duce și la 100 de milioane una la filială. Vânătorii le fac, n-au voie să le vândă. Nu, și mele, dar nu o să ducem traducea. După aia le ducem înapoi la ei acasă, reparăm, le predăm. Cât de vechi e obiceiul ăsta? În jur de 100 de ani. 90 în zona noastră. Care e semnificația urcatului pe par? Tata a mereu fost un fir așa, mai iute, mai, de fapt, ca și mine. Ursul toți îl jucau. Și el a vrut chestia asta să fie el mai ieșit din comun. Și primul care urca pe par a fost taică. Greu? Și următorul și-o mai încercat câțiva, dar eu mai luat murdul, o mai pățit belele de astea și rușini. Alții au mai jucat pe targă, pe scară, pe... nu. La noi jocul ursului pe par, fără doar și poate, de la tata o plecat. Cum e să trăiești aici, așa izolat? Super frumos, pentru că n-ai treabă cu nimeni, ai liniște. Am fost și eu acum un pic plecat și nu mi-a plăcut, deci eu de aici nu mai pot pleca. Nici jos în sat unde am casă nu prea pot sta. Stau în decembrie că-s nevoit cu ursul. De acolo plec, acolo vin, 2 săptămâni, rest numai aici, stăm din 9 ani. Daniel Nicodim s-a retras la deal unde crește animale și repară blănurile de urs tocite de vreme. Trăiește liniștit în aer curat și predă ștafeta, la fel ca celelalte călăuze din Țara Zimbrului, cu generozitate și modestie. După scutei mi-am amintit că eram într-o blană de urs. La 5 ani și ceva, 6 ani, eram deja la București în fața lui Ceaușescu. La mine asta era sărbătorul de an, nu era Moș Crăciun, nu era nimic, urs. Începând din august, eu numai la asta mă gândesc. Cum să fac ca măștile mele să facă, să dea efect jocului ursului și să fie apreciate și să fie, să aibă și locul lor acolo unde trebuie să-l aibă. Bunica mea de multe ori îmi spunea, mamă, dacă nu poți să faci un lucru bun, să nu faci nimic. Cum am lipsit eu mult din Botoșani, am dorit foarte mult să fac ceva pentru orașul în care m-am născut. Eu am fost militar de carieră și îmi place să spun despre mine că sunt un țăran gospodar. Am deziluziile mele, dar am vrut să rămână ceva peste mine. Maestru Ion Cobâlă nu m-a crescut doar pe mine. Este protectorul folclorului nostru autentic românesc. 74, numai câțiva știau să citească note. Am adus o tablă, este la niște portativi și am făcut alfabetizare muzicală. La Palatul Copilor nu poți predea dacă nu-ți place ceea ce faci. Deci trebuie să fii pasionat de asta. Mi-aș dori mult să reușesc să fac ceva care să aibă o însemnătate. Adică să ajute oamenii să ne facă viețile mai bune. Trebuie să ai încredere în oameni, tot timpul. Trebuie să ai încredere în oameni, pentru că altfel nu poți să faci un pas înainte spre ceva bun.
partener de drum Kia Motors România.